Bună dimineața, dragilor! Ce mai faceți voi? Cum sunteți? În primul și în primul rând, pentru cei cu copilași, cum sunteți cu grădinița? Eu am vrut să încep mai de dimineață vlogul, dar n-am apucat. Este ora 11 și jumătate aproape. Iar eu sunt acasă. L-am dus pe Filip la grădiniță dimineața la ora 8. După cum am spus în vlogul anterior, l-am dus la o altă grădiniță. Nu l-am adus la grădiniță de la noi din sat, l-am dus lângă, adică nu, e foarte aproape, nu pot să vă spun exact unde, dar mai mergem mai puțin 2 km până la cealaltă grădiniță, așa că l-am transferat acolo. Mi s-a întrerupt, nu știu de ce, deci l-am dus pe Filip dimineața la grădiniță la ora 8. După cum am spus în vlogul anterior, nu l-am mai dus la grădinița la care am mers ieri dimineață. Am schimbat grădinița și, sincer, sunt așa de entuziasmată de grădinița la care este Filip acum. În primul rând, grădinița e una super, este o grădiniță mai modernă, este o grădiniță plină așa cu jucării, cărți, tot felul de activități, tot felul de decorațiuni de toamnă, deci e foarte, foarte, foarte încântată. De filmat nu am filmat, dar am o poză, vă pun pe aici pe undeva. Faceți, vă rog, abstracție de ce acolo am un coș mare plin cu haine pe care le-am luat aseară și trebuie să mă ocup de ele, dar după ce o să luăm pe Filip la grădiniță, că la 12 o să mergem după el. Sper să merg curareș, pentru că eu trebuie să mă obișnuiesc să conduc, dar până una alta nu pot să mă duc eu așa direct, trebuie să merg cu el. Trebuie să mă obișnuiesc să conduc, pentru că aici unde îl aveam, fiind la noi în sat, îl lua microbuzul. Dacă era să nu poată să-l lucrare și trebuia să îl dăm la microbuz. Dar acolo unde mergem acum, nu-i diferență mare, dar nu poate să vină microbuz doar pentru un singur copil. Așa că o să trebuiască să mergem să-l ducem și să-l aducem. Și până ce mă obișnuiesc, eu mai merg curare. Și după asta sper cu ajutorul Domnului să reușesc să conduc, să mă duc să-mi iau copilul și să-mi duc la grădiniță, că e foarte puțin de mers, nu e așa de mult, dar na, știți și voi cum e, că dacă aveți frică de condus, e mai complicat. Filip, ce să vă spun, am dus dimineața acolo la grădiniță, era o fetiță mică, e o fetiță de 2 ani și 6 luni, care este un pic cam micuță pentru grădiniță și care a început să plângă de când a lăsat-o mama ei și plângea, o plâns o grămadă, am zis că vai să vezi că Filip o vede și începe și el să plângă. Sunt două grupe, doar atât, e o grădiniță, doar grădiniță, nu e într-o școală, e grădinița separată de școală, ceea ce în partea asta la altă nu era, erau și copii printre copiii de grădiniță, erau și copii mai mari. Și sunt două grupe, grupa mai mică și grupa mai mare. Și când am ajuns acolo, am pus locușoarele lui Filip într-un dulăpior, fiecare copilaș cu dulăpiorul lui, i-am dus hăinuțe de schimb, i-am dus tot, chiloței, șosețele, pantaloni, bluziță, body, i-am dus un tricou, i-am dus papucei de schimb, papucei care o să ia aibă și o să-i poarte pe acolo. Și când am intrat, era o fetiță mică care plângea și după ce plângea fetița respectivă, început mai mult copilașul să plângă. Noi când am plecat, fetița încă era acolo, am stat cred că vreo 40 de minute noi. O mers și mama și am intrat să vedem exact cum este. Am vorbit puțin cu doamna educatoare. Eu sunt foarte liniștită și foarte relaxată pentru că doamna educatoare de acolo eu o știu. Deci cu toată încrederea mă duc. Cu toată încrederea îmi las copilul așa. Mă simt mult mai în siguranță. Știu că se ocupă de copii și așa mai departe. Deci sunt foarte liniștită. Și am primit poze pe grup, am primit filmulețe. Filip stătea și mânca, i-am făcut dimineața sandwich cu cașcaval și unt, că nu a vrut să-i pun nimic altceva. În după amiaza asta sper să mergem să mai facem niște cumpărături, ca să pot să jonglez eu așa cu pachetelul. Încă nu sunt foarte, nu știu exact ce să-i pun, dar o să mă obișnuiesc cu timpul. Aș vrea să-i cumpăr și să-i pun banană sau să-i mai pun măr, să-i pun așa și câte un fruct. Și vreau să-i cumpăr o caserolă dintre aceea compartimentat ca să pot să-i pun un pic de măr și să-i pun și o bucățică de sandwich și na, să jonglez așa puțin. Poate o să vă filmez și vouă pachetelul lui Filip, dar momentan încă nu. Mă pricep foarte bine ca să vă spun vouă cum să fac sau cum fac sau așa mai departe. Deci Filip era bine, nu o plâns, nu... Atâta tot că el nu prea împarte jucăriile. Eu știam că el nu prea împarte jucăriile, că l-am mai văzut jucându-se și de obicei spune că e mașina mea sau lucrul meu.
Dar sperăm să se schimbe treaba asta și să nu fie probleme. Acum vedem dacă vrea și mâine dimineață să meargă. Pentru că acum dimineață când să plecăm, că el nu vrea să meargă la grădiniță. Dar sunt curioasă cu grădinița asta, dacă o să drage mai mult acolo. În rest, ce să vă mai spun? Eu sunt foarte liniștită, sper să fie totul în regulă, să nu fac vreo boacă. Să fie totul bine, să poată să meargă în fiecare zi la grădiniță. Cred că trece Rareș sau nu știu care e Rareș sau socrul meu cu tractorul. Acum ce să fac? Eu nu știu dacă mai... Am uitat acum la ceas și am zis că este 11, dar este 10 și 16 minute, deci e foarte bine. Rareș pleacă, care ceva de rezolvat la stupi. Sper să se întoarcă, sper să se întoarcă ca să poți să mergem să-l luăm pe Filip. Sunt liniștită, Filip e bine, slavă Domnului că nu-i cu plâns. Erau copilași care așa plângeau, vai, mititei, deci, nu știu, era așa de milă, mai ales fetița care plângea atâta de mult o plâns. Detalii vă mai dau pe parcurs, în principiu sunt super fericită și mulțumită, sper să stea Filip și să-i placă în continuare. Grădinița la care l-am dus acum, nu știu, eu sunt super mulțumită că știu, v-am spus, educatoarea și fac activități, jocuri, se ocupă foarte mult de copilași, așa că sper să fie totul bine. Vreau să mă duc să spăl vasele, că am vasele de spălat și să spăl pe jos, să aspir, să spăl pe jos, să fac un pic de ordine așa rapid, rapid. Mâncare nu fac astăzi pentru că mai am de ieri ciorbă, mai am orez, mai am șnițele și prăjitură. Așa că avem un meniu complet. Eventual, poate pe diseară să facem ceva. Așa că nu o să gătesc, dar mâine cred că o să gătesc. Da, dragile mele, am făcut o pauză că a venit Rareș. Mă duc la treaba mea și ne auzim mai târzișor. Voi să-mi spuneți cum a fost la copilașii voștri, cum s-au adaptat, cum a fost a doua zi în grădiniță. Aștept acolo comentariile voastre și să știți că chiar dacă nu reușesc tot timpul să răspund, citesc toate comentariile. Vă pup, ne vedem mai târziu. Am ajuns acasă, l-am luat pe Filip de la grădiniță, am mâncat amândoi și acum eu mănânc o bucată dintre aceasta de chec cu afine și voiam să vă arăt cum arată. Arată super bine. Așa arată. De ce? Nu știu, mami. Este vreo 10 și jumătate seara. L-am culcat pe Filip un pic mai târziu în seara aceasta pentru că am avut ceva de rezolvat și ne-am întins puțin. Am fost în oraș. N-am mai vorbit cu voi și n-am mai filmat, dar continui acest vlog mâine și vă povestesc mâine ce și cum. Am fost în oraș și am făcut câteva cumpărături. În principiu m-am dus în oraș pentru ca să cumpăr pentru Filip caseroli pentru grădiniță. Am căutat dintre acelea compartimentate și n-am găsit, din păcate. Dar am luat așa, o avem pe aceasta și am luat așa una mai micuță. Și asta e așa. Ai de... Am dat pe ea 6,50 lei, 0,9 litri. Și cam așa este. Ca să-i pun pachetelul de la grădiniță în caserolă. Vreau să merg să le spăl pentru că vreau să-i pregătesc pachetelul și ghiozdănelul și păinuțe și tot pe mâine dimineață pentru că o să mă duc să mă culc și eu și adică seara vreau să le am pe toate pregătite. Dimineața ne trezim deja la ora 7, la 7 mă cam trezesc eu, 7 fără, 6 și ceva și până la 8 când plecăm imediat se scurge timpul și n-apucăm să facem mare lucru, așa că trebuie să le am pregătite pe toate. Vreau să vă arăt ce am cumpărat. Ne-am dus pentru acele caseroli. Bine, am avut de pus niște bani pe card, n-am avut de mai multe de rezolvat, n-am plecat doar pentru atât. Vă arăt aici ce cumpărături am făcut și ne-au venit și comenzile cele două de pe Sinsei, iar pe cele două comenzi o să le filmez mâine. Dar tot în vlogul de astăzi. În primul rând, am luat așa Actimel iaurt de băut cu rodie și cu afine, cred. Am avea mai multe variante și am zis să luăm așa. O să-i pun lui Filip unul la grădiniță, să vedem dacă putem să punem. Am văzut că aveau copilașii și am zis că să-i pun, pentru că știu că lui îi place actimelul acesta. I-am luat două sticluțe dintre aceste micuțe de apă și
Nu o să-i dau mereu sticluța nouă. O să-i mai pun, o să le mai folosească de 2-3 ori, ideea că sunt mai micuțe. Sunt de 250 de ml. Ce sticluță are el acum în ghioză de el? E un picuț cam mare și nu bea 500 de ml de apă el într-o zi la grădiniță. Așa că o să-i dau așa sticluțe mai micuțe ca să fie și mai ușurele de cărat în ghiozdănel și ca să o să bea din ele, pentru că la grădiniță trebuie să le dăm un pachetel și o sticluță mică cu apă, o sticluță cu apă. Așa că am așa două sticle cu apă. Aici i-am luat de la Delaco brânză pufoasă cu ciuperci, pentru că vreau să-i mai fac sandwich, să-i mai pun așa pe pâinică, îi place lui. Aici am luat afine, la fel lui îi plac tare, tare mult afinele, așa că o să îi pun la el. Am să-i pun aici, cred că, în caserola asta mică. Trebuie să spăl totul, că abia le-am adus din mașină. Le-am adus acum și noi am venit pe la, nu știu cât era, 6, cred că, din oraș. Deci o sta ceva în mașină, sper să fie ok, să nu se fie stricat. Iar aici este cea de-a doua caserolă. Nu e foarte mare, dar nu e nici foarte mică. Dar am zis că ți-i pun acolo un sandwich, eventual niște castravete, ceva și încă ceva pe lângă. Aici am mai luat încă 3 perechi de șosete, pentru că avem nevoie la grădiniță de foarte multe șosete. Da, să fie acolo. Bineînțeles că încerc să-i le dau, să folosesc hăinuțele lui care au fost vechi, să le folosim pe acasă și pe la grădiniță să îi dau, na, hăinuțe mai bune, vă dați seama, ca toată lumea. Aici avem două ouă Kinder. I-am promis că îi cumpăr un nou dacă mă duc în oraș, dar că el a dormit și a uitat. Le avem aici ca răsplată pentru anumite zile, pentru că, de exemplu, acum mi-a zis că nu mai vrea mâine să duc la grădiniță, vrea să stea acasă, că vrea să joace cu tati. Așa că mâine trebuie să-l momesc cumva, să-l ademenesc. Aici folie de plastic, tot pentru sandvișuri, ca să-i limbelesc. Niște stafide, ca să-i mai pun tot așa în pachetel. Știu că lui îi plac și dacă îi pun ceva sărat să fie așa și niște stafide dintre acestea dulci. Am luat 3 banane. Mâine asta îi pun. Mâine îi pun o banană și încă ceva pe lângă. Vedem. Dar cred că o să vă arăt și vouă. Nu știu, sper să reușesc să vă arăt că dimineața n-am mai apucat să mai filmez nimic, așa pe grabă am fost. Am mai luat niște lapte, asta a fost singura variantă pe care am găsit-o. Un tubulez dintre acesta de brânză topită. Niște saci menajeri. Opa, fugi, stai aici. Mi-am luat dischete de machia, adică nu mai aveam, le-am terminat. Felii de cașcaval, felii de brânză topită, tot pentru sandvișuri. Șuncă pentru sandvișuri, șuncă piticel și încă două ca să mai facem și noi câte un sandviș din când în când. Rare și-au luat niște bombonele dintre acestea ca malea Tic Tac. Aici avem niște biscuiței cu cașcaval, tot ca să-i pun la grădiniță câțiva. Aici am primit, până ce ne obișnuim puțin, pentru că nu mă uit și eu cam la ce au ceilalți copii, că nu știu, să fiu sincer, cum funcționează toată treaba asta. Până ce mă obișnuiesc și eu puțin să văd exact cum pot să-i pun, ce pot să-i pun. Vreau acum să merg cumva la sigur să știu că ce îi pun mănânc. Astăzi am pus un sandwich și mi-am mâncat mai puțin de jumătate din el. Așa că vreau să merg la sigur. Știu că el afine mănâncă, știu că actimelul îi place. Mi-a spus astăzi că vrea banană, că a văzut la un copil lângă el, așa că vreau să-i pun banană. Am luat și o pâine dintre aceasta mare, cred că o să pun la congelator jumătate, ca să nu se strice. Aici mai avem niște chifle, opa, o gogoașă pe care Filip nu a văzut-o, este o gogoașă cu alfabet, de fapt nu, numere văd, credeam că e cu litere, se chema Back to School sau ceva de genul. Și aici mai avem un foietaj cu budincă și stafide și un foietaj cu nuci, pecan, pecan și sirop de arțar, iar aici avem două produse gratis, la o anumită sumă strânsă, la anumite, cum să zic, faci cumpărături la Lidl, scanezi aplicația lor, se adună acolo niște bănuți și primești tot felul de cupoane și reduceri. Noi am avut aceste două produse gratis, am avut de ales între un corn sau șervețelele și am luat șervețelele și între un suc bio și nu mai știu ce, nu mai știu ce, l-am luat pe acesta cu portocale ca să mai bem dimineața.
Opa, și asta ne-ar fi, cumpărăturile noastre n-au fost foarte multe, dar o trebuie să mergem neapărat, așa că am mai luat câte una alta. Mă duc să pun cumpărăturile la loc, mă duc să fac un duș, să mă schimb, să pregătesc căinuțele pe dimineață și ne vedem mâine. Vedem cum procedez cu vlogul de mâine. Am un vlog pe care trebuie să-l editez, dar nu mai stau în seara aceasta. O să încerc să văd dacă reușesc să editez mâine cât e Filip la grădiniță. Sper să stea mâine la grădiniță. Da, gata, nu mai lungesc. Ne vedem mâine, oricum ar fi la voi în câteva secunde. Așa că, indiferent când filmez, la voi în câteva secunde vedeți ce mai facem. Ne vedem imediat. Răzbară ce am primit de la grădiniță, de la doamna educatoare, aici îi țin pentru că nu vreau să-i arăt numele, să citiți voi sau să vă citesc eu, un plic cu ceai, nu, citiți voi, că pe mine mă emoționează prea tare, cam așa vă las, puneți voi stop și citiți dacă vreți, e așa de drăguț, mi se pare așa foarte, foarte drăguț din partea educatoarei să facă chestia asta pentru părinți, că e ceva așa foarte drăguț. Bună ziua! Am luat puiul de la grădiniță. Ia uite la mami! Și-o terminat pachetul acum în mașină, cât până am venit, că am venit puțin până la mama, că încă nu pleca la serviciu. Vă povestim acasă cum a fost Filip are bulinuță. Vă povestim cum a fost, dar e mai bine, adică el e mult mai bine. Ia strigă pe mama aia! Ai guriță plină! Mamaie! La cară. Bună ziua! Avem aici un pișcot care n-a vrut să facă nanii. Ce e acolo, mașinuță? Da, tot pompieri. De pompieri? Da. Hai să vorbim puțin cu copiii. Ia vino aici pe scaunel. Noi când am venit, am pregătit repede să mâncăm și n-am mai vorbit cu voi, nici n-am strâns, nici nu nimic. Să ia povestește-mi! Ce ai făcut acolo la grădiniță? Cum e la grădiniță? Bine! Cum e acolo? Ce e acolo la grădiniță? Grădini! Multe? Da! Ce ai făcut astăzi cu doamna educatoare? M-am educat cu doamna. Ai pictat? Da! Și ai primit? Cu degetul! Cu degetul? Și ai primit bulinuță? Da! Ce bulinuță ai primit? O mioară! Ai primit o bulinuță roșie, nu? Cu ce te-ai mai jucat? Sunt copii acolo? Ai avut pachetul la tine? Ai pupat? Da. Bine, mami, dar îți place? Da. E bine, da? Mai mergem la grădini? Nu, cam nu am dat. Avem aici o gogoașă pe care am cumpărat-o de la Lidl. E super drăguță. Are tot felul de cifre pe ea. Nici n-am văzut când am pus-o și am cumpărat-o. Aici nu știu ce are. N-am văzut când am cumpărat-o că nu sunt litere. Am crezut că sunt litere. Dar m-a încântat foarte tare ideea. Noi ne pregătim să plecăm în pădure după ciuperci, să vedem dacă găsim. Așa, și într-o plimbare, dar și folositoare, pentru că o să fac ceva de mâncare cu ciupercile dacă le găsim. Dar avem această gogoașă și vrem să o mâncăm, pentru că ea după asta se întărește și proaspătă și ar fi păcat de ea să o pierdem. Noi ne-am echipat să plecăm la pădure. Ne-am îmbrăcat. Ne-am îmbrăcat un pic mai gros că este și rece, dar cred că o să și vină vreo ploaie, sperăm să nu ne prind totuși în pădure. Nu vrem să stăm foarte mult, vrem să mergem puțin. Vreau să vă anunț că sunt la volan și că este a treia oară când mă urc la volan pe ziua de astăzi și dacă fac așa și mă urc de mai multe ori pe zi la volan, cu siguranță asta o să-mi prindă foarte bine mie. Acum vreau să scot mașina din curte, să mă duc la poartă și să merg la pădure să conduc tot eu. Cred că mi-ar fi tot mie benefic. Noi am ajuns în pădure, bate vântul, așa că nu știu cât o să mă auziți. Radeș a rămas puțin în urmă pentru că a găsit niște ciuperci și le oculesc și le duce la mașină. Am lăsat mașina parcată undeva mai încolo pentru că era o porțiune foarte... Cum era de dinoroi mult, nu? Și am zis că o să rămânem acolo și nu ne-am riscat. Așa că am luat-o ușurel, ușurel spre pădure, la pas. Lui Filip îi place tare mult. Filip e cel mai fericit. Ce e acolo?
Avem aici o pânișoară, să vedem dacă le mai cunosc, pentru că n-am mai cules de mult, o căzut, da. O pânișoară. Am ieșit din pădure ca să mergem pe drum. Noi trebuie să ajungem acolo în capă și vreau să vă arăt cât e de frumos aici. Și se vede așa de frumos. Acolo sunt niște văcuți, acolo sunt niște oi. Și aici e gâza care are... Ia, mami, uite! Ce e acolo? Ce e acolo? Și Filip are zmeură pe căciuliță și o combinație de haine foarte frumoasă. I-am dat și noi ce am prins. Ne grăbim pentru că nu vrem să ne prindă nici ploaia. Și apoi Rareș trebuie să plece, care ceva de rezolvat și ne grăbim. Și să facem ceva bun de papa în seara asta. Da. Aici, eu din câte știu și așa le spuneam când eram copil, le spuneam toporaș la florile astea. Acum nu știu dacă sunt așa sau nu. Dar noi așa le spuneam. Toporaș. Găză mică, hai să mergem. Căutăm direct în pădure, hai! Ia uitați ce am găsit noi aici! O lomă? O lomă! Ce frumos e! Cine l-a găsit pe primul? Hai zi! Am găsit un hrib frumos! La urmă tragem linii, trebuie să mai găsim încă unul! Rareș deja a plecat prin zonă, se zice că atunci când găsești un hrib, el are perechea, așa că pe aici, pe lângă, trebuie să mai fie încă unul. E foarte, foarte frumos. Sper să n-aibă vien, dar pare că nu. Pune-te cu mine! A găsit Rareș 3 hribi. Pune-te cu mine! E hrib acolo? Mai aici! Wow! Păi am venit și eu aici, pe teritoriul vostru, să mai găsesc și eu. A, și ăla acolo? E bun? Da, da. Ăla, ăsta de aici. Ăsta de aici, de lângă Didi? Și ăla de acolo, la mare. Și încă unul, wow! Wow! Păi să nu te împiedici, mami, da? Ia! Wow, ce hrib a găsit, tati! Stai să văd cum să-l scot. Ia ține-l în mână! Ia ține-l în mână! Să vă arătăm cine a găsit acolo. Cine l-a găsit? Noi. Tu l-ai găsit. Găsit Filip. Am zis că poți să-l calc. Wow, bravo, mami. Ne-a prins ploaia. Bineînțeles că ne-a prins ploaia. Am ajuns la mașină. Am ajuns la mașină. Și acum plecăm spre casă. Vă arătăm acasă ce am găsit. Nu avem oase acum, se dăm. Uite că Filip i-a dat mâncare lui Ricky aici. Și Filip, noi l-am strigat pe Ricky, Ricky a venit, i-a dat să mănânce. S-a oprit și ploaia. Am întins o tură de hăinuți afară, chiar dacă cred că nu o să se usuce, dar poate totuși mâine se usucă. Le-am întins, nici cu el în mașină nu puteam să stau. Iar acum hai să vă arăt ce am adus. Avem aici o sacoșică cu ciuperci. Astea sunt ciuperci. Iar aici avem hribi, care arată super. Vreau să fac o poză pentru Instagram. Aici am o coadă de hrib care a căzut pe jos și s-a murdărit. Și vreau să mă ocup puțin de ciupercile astea. Văd că și aici mai am de la un hrib. O să mă ocup să fac ceva cu ele. Să fac ceva ca să nu mi se strice, că e păcat de ele să se strice. Ricky! Ai mâncat, Ricky? Ai mâncat? O ieși soarele, m-am bucurat eu, când am plecat noi la ciuperci, tot așa era soarele ieșit și când am ajuns acasă ploua de numai. Ricky o terminat de mâncat, Filip vrea să taie ciupercile, dar trebuie mai întâi să le spălăm. Apropo, avem blatul pentru bucătărie aproape gata, trebuie să-l montăm și să vedem cu frigiderul de aici ce facem, că nu a mai venit nimeni, eventual să încercăm să căutăm în altă parte. Așa o mâncat păsărica? O găsit un hrib ciupit. Ce-ai spus tu?
Rău de gaură. Că l-a mâncat păsărica? Da. Cum ea? Așa cu nasul? Da. Acum le tai eu. Am spălat hribii noștri. Ideea e că mai aveau pământ. Na, i-am luat din pădure, nu știm exact, încă mai au. Și i-am spălat, aici o să mai tai, că aici nu se duce la spălat. Sunt foarte frumoși. Vedem dacă au viermișori. Și Filip aici deja s-a băgat la tăiat. El e foarte încântat. Nu o să facem nimic extraordinar cu ei. O să facem niște paste cu sos de smântână alb, cu un sos alb. Și atât. Nu facem nimic extraordinar. Noi suntem aici cu pregătitul cinei. S-a făcut dezastru, dar dăm cu aspiratorul, nu-i problemă, facem noi curățenie. Important e că Filip e super fericit. Aici am pus unt, am pus o ceapă pe care am tăiat-o peștișori și hribii și las așa să se gătească și la final pun această smântână dulce pentru gătit. Yummy, yummy, yummy. Să vă spun ce miros avem de la hribii noștri. Dacă mâncați hrib, știți cum miros. Miroase la noi în bucătărie atât de frumos. Și stăm aici amândoi, n-am mai gătit noi amândoi de foarte mult timp. Și stăm amândoi să facem păpică, da? Ne pupăm continuu. În continuu să luăm implantul. Am pus și niște lapte și am lăsat să fiarbă și acum pun smântâna. Și aș pus niște pătrunjel. Dar nu mă mai duc în grădină pentru că a plouat și mă murdăresc, mi se prinde tot de picioare. Așa că, momentan, nu pun. Ia să vedeți aici, Filip, cum face treaba. Hai să vedem. Aici? Acolo. Tot aici. Eu cu Filip strângem vasele spălate, să le punem la locul lor. Și Filip pune vasele la loc. Foarte, foarte încântat. Gata pastele noastre. Să știți că nu sunt foarte aspectoase pentru că am avut niște paste cu animăluțe și n-aveau o formă foarte drăguță, dar credeți-mă pe cuvânt că sunt foarte bune și mâncăm, facem dușuleț și ce facem după dușuleț? Facem nani. Thank you.